Vremea să nu uităm acea expresie concretă din rugăciunea Tatăl nostru și ne izbăvește de cel viclean. Care este punctul în care Dumnezeu nu ne mai iartă păcatele? Cât de mult putem forța noi? Întâi să luăm măsura Sfintei Scripturii. Cel ce va greși împotriva Tatălui se va ierta lui. Cel ce va greși împotriva Fiului se va ierta lui. Cel ce va greși împotriva Duhului Sfânt nu îi se va ierta lui nici în veacul de aici, nici în cel ce va să fie. Și acum să le deslușim. Avem păcatele cele 7 de moarte. Să văd dacă le țin minte, că eu mă cred teolog. Mândria, lenea, zgârcenia, crima, uciderea, lăcomia, ura. Și ori mai fi încă, că nu mi le amintesc în momentul de față. Deci, astea sunt păcate uzuale, uitarea și nepăsarea, sunt păcate uzuale care noi le facem în fiecare zi. Te duci, te spovedești, ai postit 2-3 zile, că și aici am o muncă cu cei care îmi spun, dar unde scrie, Părinte, în canoane că trebuie să postești când te împărtășești? Dar unde scrie în canoane că trebuie să râgâie friptură când te împărtășești, dacă tot o luăm pe cea scrisă? În sens de evlavie față de Dumnezeu, dacă Iisus s-a chinuit în carantania și a postit 40 de zile nimic mâncând și bând, putem și noi 3-4 zile să mâncăm un pic de post ca să-i arătăm un sens de respect, nu mai mult, atâta tot ar fi singura explicație. Și să iartă. Deci dacă te pocăiești și te îndrepți, să iartă, că așa spune, părăsește păcatul, oprește-te, ferește-te de rău și fă binele. Și apoi intrăm în păcatele astea alte, care sunt mai greu, să le spunem așa, păcate mai mult, să zicem, de moarte, strigătoare la cer. Crima, omuciderea, pruncuciderea, toate destrăbălările astea exagerate, furtul, răutatea, mărturia strâmbă, tot ce facem noi rău semenilor noștri. Și și astea, dacă ne oprim din ele, se iartă. N-aș putea să știu cum se pot ierta crimele de război, lagările care au fost de exterminare, acele holocausturi care au fost pe la Auschwitz, nu știu dacă alea le trece Dumnezeu așa ușor cu vedere, chiar dacă El și-a umplut cerul cu sfinți. Noi trebuie să ne gândim totuși că acei criminali, în ciuda faptului că Dumnezeu e iubire, este și dreptate. Adică eu calc un om cu mașina din viteză și din neatenție, fie el beat, sau eu fără frâne, sau eu neatent și el sale în fața mașinii, nu e ca totuna când tu îmi puști omul în cap, corect, îl gazez, corect, îl terorizez, îl torturez, îl tai, îl spânzuri, îl înjunghi sau alte nenorociri. Deci să avem clară ideea. Nu e totuna că ai fost fată tânără și nepricepută și poate din prostie, din teama de părinți, din nebăgare de seamă, din lipsă de duhovnic, din lipsă de sfătuire, ai aruncat un prunc afară. Dar când tu ai 7, 8, 10, 15, 20 de avorturi, iar și o întrebare cu semnul întrebării, chiar dacă există păcatul pocăinții, chiar dacă există păcatul îndreptării, trebuie foarte multă lacrimă și foarte multă zdrobire de inimă, pentru că totuși tu ai lipsit de viață și de botez niște suflete nevinovate, nu e chiar așa de ușor. Când spune, Doamne, n-am știut, bine, n-ai știut a doua oară și a treia oară, a șaptea, noua, zecea, 11, 12, 16, 17, nici atunci n-ai știut. Adică trebuie să fim un pic atenți între dreptatea divină și mila divină. Nu sunt eu Dumnezeu să-mi dau cu părerea, dar în același timp sunt obligat în calitate de cunoscător al legii să-i explic că păcatul făcut din nepăsare și din lene e mai mare ca păcatul făcut din neștiință. Și acum intrăm în păcatul cel mai greu, numit al Duhului Sfânt, când vorbim de negarea existenței divine, ateismul, materialismul dialectic, nihilismul, rătăcirile, nu mă bag, nu vreau să jicnesc, nu-i genul meu, în primul rând, niciodată nu aș, dar eu cu părerea, Dumnezeu știe de ce a lăsat 8 miliarde de oameni pe planetă sau 7, câți om fi,
Dumnezeu știe de ce i-a pus pe unii hinduși, de ce i-a pus pe unii budiști, de ce i-a pus pe unii taoiști, confucianiști, de ce i-a pus islamiști, de ce i-a pus mozaici, de ce i-a pus romano-catolici, de ce i-a pus ortodoxi. Datoria noastră este să citim, cum spune Sfânta Scriptură, eu vreau ca toți să fie una, adică să vină la cunoașterea adevărului de Dumnezeu, să se mântuiască, să știe că Tu ești singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos care L-ai trimis în lume să ne mântuiască. Dacă a spus Hristos, am și alte oi și nu-s din staul acesta și trebuie să le aduc la Tatăl, înseamnă că mai e de muncă. Dacă a spus Hristos, n-am venit să judec lumea, ci să o mântuiesc, înseamnă că avem de așteptat până vin toate popoarele la cunoștința adevărului. Și dacă ar fi să condamn, n-aș condamna niciuna din religiile amintite, eu i-aș condamna pe ortodoxii noștri care dintr-o dată cunoscători de dogme și de adevăr, născuți din părinți ortodoxi, botezați, cununați, cu justificările de rigoare, cu toți popii bețivi, curvari, hoți, mincinoși, perjuriști, afaceriști, că eu știu toată povestea asta, cum circulă în media tot timpul, nu e nicio problemă. Și eu mă mai trezesc cu... Și eu mă mai trezesc prin... comentarii la anumite învățături. Bă, câte conturi ai, unde ții bani? Și mă gândesc, săracu, cât e de prostuși de limita la minte. Câtă minte i-a dat Dumnezeu, nici cât o curcă. El are impresia că noi trăim numai pentru bani. Banii sunt făcuți să-i folosești cu un scop și dacă tu faci Dumnezeu din mamona nedreptății, dincolo, spune Evanghelia economului nedrept, că poți să dobândești împărăția. Cu banii poți să faci o icoană, da. Poți să faci o strană, poți să faci o biserică, poți să faci un lucru util, un veșmânt, un săras, să ajuți un sărac, să operezi un om, să ajuți un copil la școală. Se pot face multe, astea nu se dau în explicațiune. Da. Dar ei săraci au justificarea că au plecat la altă sectă, că s-au smintit de preoții lor, că nu sunt credincioși, și că i-au smintit că n-au trăirea și eu i-am întrebat pe mulți aceeași întrebare. Frate, l-ai văzut pe Dumnezeu beat în șanț? Nu. L-ai văzut pe Dumnezeu curvin? Nu. L-ai văzut drogat? Nu. L-ai văzut în discotecă? Nu. L-ai văzut la prostituție? Nu. L-ai văzut dând în cap? Nu. L-ai văzut furând? Nu. Atunci tu închină-te lui Dumnezeu și nu oamenilor. Așa spune epistola lui Pavel și n-o spun eu. Legea pune ca slujitori oameni cu slăbiciuni omenești. Hristos a venit fără de păcat și și-a vărsat sângele pentru noi, odată pentru totdeauna, ca noi să avem mântuire în veac după rânduiala lui Melchisedec, adică liturgia cu pâine și vin Euharistia, care spală tot păcatul care vine în lume. Cel ce bea sângele meu și mănâncă trupul meu are viață veșnică. Eu sunt pâinea cea vie care mănâncă din cer, care vine din cer, cine mănâncă din ea în veac nu mai moare. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și o judecată nu va veni. Și dacă spune bezi dintr-o acesta toți că-i sângele meu legii ce noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Și dacă îți spune luați mâncați, acesta e trupul meu care se frânge pentru voi și pentru mulți spre iertarea păcatelor, ce treabă ai tu cu păcatele cuiva? Ce te interesează pe tine? Eu duc o luptă nebună pe tema asta și consider și la ora actuală că sunt luat de aspru, aprig, nervos, răutăcios, pentru că nu permit când vine cineva și îmi spune părinte, uitați-a încurvit, ei, și care-i treaba? Hai să te dezleg, fă asta, fă asta și cu asta, fă asta. Cum, părinte, mă iertați așa de ușor? Da, e treaba ta de ce ai căzut, e treaba ta de ce ai misterinic. Dar când tu vii să-mi spui că ăla e prost, că aia e curvă, că ăla e hoț, că ăla e golan, că ăla e nu știu cum, dar cine te-a pus pe tine judecătorul cuiva, frate? Adă mandatul de la Dumnezeu și ștampila de la Mihail și Gavril că ți-a dat ție dreptul de avocat al lui Dumnezeu. Avocații lui Dumnezeu sunt doar sfinții. Și ca să mă legitimez în Sfânta Scriptură, spun foarte clar. Sfinții vor judeca lumea. Iar pe voi, apostolii, vă voi pune pe 12 scaune să judecați cele 12 popoare lui Israel, seminția lui Israel. N-a spus nicăieri că Marița cu Ileana și cu Viorica și cu Ana și cu Vasile și cu Gheorghe și cu Ion și cu Trandahira judică păcatele cuiva.
Și astea sunt păcate care nu se iartă. Sunt păcate împotriva Duhului Sfânt. Dacă eu lezez imaginea Dumitale și spun asta e un vagabond, eu curv, eu necredincios, eu mă duc în iad. Pentru că eu am judecat înainte de Dumnezeu. Cine judecă pe aproapele său mai înainte de Dumnezeu, Antichrist este. Noi nu trebuie să ne înspăimântăm. Nu scrie nicăieri în Scriptură, vai curvarule, vai bețivule, vai drogatule, vai nenorocitule. Nu, scrie vai fariseule, vai fățarnicule, vai vouă care strecurează în țară și înghițiți cămila, vai vouă care vă credeți sfinți și drept, cum i-a luat Hristos peste picior la casa lui Zacheu. Bă, învățătorul vostru mănâncă cu vamișă și cu păcătoșă. Și Iisus spune, a, să-i spune-le că numai cei bolnavi au nevoie de doctor, ei care-s perfecți să stea acolo afară, să nu mănânci cu noi. Asta este. Deci când judecăm împotriva evidenței divine, călcăm dogma divină, revelația divină, învățătura Scripturii, învățătura Evangheliei, conceptul moral, conceptul etic, conceptul duhovnicesc, conceptul creștin și facem contra acestor învățături, ne asigurăm singur iadul. Deci acesta este păcat care nu se iartă niciodată. Dar dacă te îndrepți și te oprești, și acesta se poate ierta, dar dacă, dacă să vrei.